Finalul lunii martie a adus o răcire accentuată a vremii. În partea de sud este frig și plouă, iar în zonele montane ninge, în județul Harghita, între Praid și Gheorgheni, de exemplu, se circulă în condiții de iarnă la această oră. Mai multe informații despre acest episod de răcire a vremii, dar și despre prognoza din zilele următoare, aflăm chiar acum de la meteorologul ANM, Alina Șerban. Bine te-am regăsit, Alina, care sunt informațiile, care e situația în momentul acesta la munte, cât de mult va ninge orele următoare? Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor. Într-adevăr, avem o secvență de răcire, însă de foarte scurtă durată și doar pentru anumite zone ale țării. Vorbim aici în mod deosebit de partea de sud, de est și parțial de centrul teritoriului, pentru că în regiunile vestice și nordvestice vremea este frumoasă, caldă, mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Ne așteptăm la maxime în regiunile respective asemănătoare cu cele de ieri, 17, 18, 19 grade. Însă în sud, sud-est vorbim și de nori și de ploi, chiar dacă sunt în restrângere și slabe cantitativ, nebulozitatea se va menține până spre seară, astfel încât temperaturile vor fi mai scăzute decât am avut ieri. Vorbim de maxime ce vor mai atinge cu greu 15-16 grade în zona Olteniei, pentru că în Muntenia, în Dombrogea, nu vor fi mai mult de 13-14. Episod scurt, Alina, de răcire a vremii și ce se întâmplă de mâine? Da, Lorena, este un episod foarte scurt, se va resimți astăzi, pentru că mâine, poimine, se încălzește, aș putea chiar semnificativ spune. Mâine, temperaturile maxime la nivelul întregii țări se vor situa între 15 până la 19-20 de grade, din nou cele mai ridicate în regiunile vestice, poate ușor mai scăzute pe litoral, 12-13 grade. Iar vineri, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă, acest lucru însemnând temperaturi maxime de 20 ușor peste 20 de grade în multe zone, în Banat, în Crișana, chiar și în Maramureș, în Muntenia, în Oltenia, în Moldova, foarte multe valori de 20 de grade, în condițiile în care precipitațiile se vor restrânge pe parcursul zilei de astăzi, apoi mâine și poimâine nu mai apar. Abia de sâmbătă sisteme frontale vor mai traversa teritoriul țării noastre, vor mai aduce schimbări și în aspectul termic. De altfel, din nou se va răci în weekend în jumătatea de nord a teritoriului. Mulțumesc mult, Alina, pentru toate aceste informații. Mergem mai departe.